Printre temele abordate de premierul Victor Ponta astăzi la Arad a fost, bineînțeles, și cea a pasajelor de pe centura Aradului. Cum a explicat premierul faptul că nici în acest moment nu se lucrează la cele două pasaje și ce avertisment a lansat Victor Ponta în ceea ce privește o posibilă nouă întârziere în ceea ce privește finalizarea pasajelor, puteți vedea în materialul care urmează. Premierul Victor Ponta a declarat astăzi la Arad că responsabilitatea pentru faptul că nu se lucrează la pasajele de pe centura Aradului nu mai aparține Guvernului și Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale. CNADNR-ul și Guvernul României are o singură obligație, aceea de a pune la dispoziție finanțarea. Am la mine documentele, vi le arăt, dar cred că știți și dumneavoastră că noi am pus la dispoziție finanțarea pentru cele două pasaje. Mai departe, cele două companii care au câștigat licitațiile, una în 2010 și una în 2011, evident că nu mi-asum responsabilitatea pentru cât de bune sau rele au fost cele două companii, noi le-am pus la dispoziție banii și o să le controlăm. Primul ministru a lansat chiar și un avertisment care a generat fiori pe șira spinării arădenilor. Eu pot să fac două lucruri, să alocăm banii și am alocat și să controlăm. Dacă cele două firme nu-și fac treaba, al treilea lucru pe care pot să-l fac e să reziliez. Reziliez, o luăm de la capăt, cu procedurile, care nu se termină mai repede de un an. Deci interesul meu și cred și al dumneavoastră și al întregii țări sunt total de acord cu ce ați spus, că nu-i vorba doar de Arădeni. Interesul tuturor este să lucreze cele două firme. Alt mijloc de presiune decât că le spun că le reziliez contractul, nu am. Victor Ponta a declarat că guvernul are de gestionat numeroase contracte ale unor firme care au câștigat licitații pentru lucrări publice, dar nu sunt în stare să le desfășoare. Cea mai gravă problemă este cea în care sunt implicate fonduri europene, cazuri în care, dacă se reziliază contractele, banii sunt pierduți.